Păi, doamne, și nu știam ce apare, ce este. Cât v-ați uitat la el ca să înțelegeți? Acum, m-am uitat noi, dar n-am stat acolo pe loc să-l văd despre ce. Primarul Bacinski ceva, să zic, legat de unire, cam așa ceva. Dumneavoastră ce vă spune construcția aceea? Oricum înseamnă ceva, dar nu... Pentru dumneavoastră, ce înseamnă? Ce înseamnă? Ce simbolizează? Ceva istoric. Nu-mi dau seama. Oricum. Ceva orice. Adică ce? Istoric, probabil, ceva. Sigur, dar nu pot să-mi dau seama. Mă gândeam de rânduș, de ceva așa. Nu, azi... Primăria a cheltuit vreo 90.000 de lei, aproape 1 miliard de lei vechi. Dacă au avut bani și nouă nu ne dă. Vreau să vă uitați puțin acolo la această sculptură. Nu știu ce semnifică. Ați trecut de multe ori pe aici. Dar dacă locuiesc aici în zonă, nu știu ce. Am văzut-o de vreo săptămână, și, dar nu știu ce semnifică. N-are la energia termică ca să mări, face gigacaloria de 400, cea mai mare poate din țară, iar din coace face dintre astea. Cheltuie bani aiurea. Primăria a alocat de două ori câte 45.000 de lei, deci un total de 90.000, în timp ce centrul a alocat 70.000. Cum vi se pare? Părerea mea este nerelevantă. Ele au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă de către autorilor, de către directorul centrului și de către un critic de artă care și-a exprimat opinia asupra acestor monumente de for public. Amplasarea lor în intersecțiile importante ale orașului a personalizat aceste intersecții și sunt convins că vor deveni un reper. De exemplu, vom putea spune să mergem la Duet. Este statuia din sensul giratoriu dinspre centură. Artiștii sunt un fel de și un vârf de lance pentru cultura și morala unei societăți. Și atunci e normal ca publicul să ajungă la nivelul de înțelegere a unui artist în timp. Dar să știți că... După cât timp credeți că vom înțelege aceste monumente? Eu cred că cei care nu își pun problema să înțeleagă, ci își pun problema de a simți și de a le trezi anumite sentimente în ei, cred că le rezolvă imediat. Ne rezolvă problema asta. Cei care trec noaptea, cu siguranță că simt altceva, pentru că sunt spectaculoase, iluminate cum sunt. Deci depinde de fiecare, depinde și de, eu știu, și de modul în care încercăm să gândim toată problematica, pentru că mulți încearcă să-și găsească în fața unei lucrări corespondențe în realitate. Ei, arta contemporană nu mai face apel la astfel de mijloace și aici mulți discutau că este arta abstractă. Nu este arta abstractă, este o artă figurativă, pentru că acolo apar niște forme geometrice care sunt figurative totuși, nu sunt non-figurative. Ce credeți că reprezintă? Prima dată, nu știu, un meteorit, o navă extraterestră, ceva așa nedefinit, nu știu ce simbolizează. Unirea, așa scrie acolo, unirea. Nu știu ce, dacă ar fi fost un simbol pentru unire, ar trebui să reprezinte, să fie un basorelief cu țărani, cu boieri, cu domnitorul Cuza, adică cu figuri importante, cu Cogălnicianu. Ce ziceți de cheltuirea 90.000 de lei pentru vreo 3 sculpturi? Pentru petroiul ăsta? E exagerat, e exagerat.